Punctul suplimentar numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Maramureș la sărbătoria Zilei Naționale a României la solicitarea Ambasadei României în Regatul Spaniei, manifestare ce va fi organizată la Madrid în perioada 1-2 decembrie 2016. Punctul de vedere a comisiilor, vă rog. Buget finanțe a fost favorabil. Cine merge, domnule? Ansamblu. Domnule președinte, de cine merge? Jucamente din bani. Vă referiți la cine? Cine duce coordonarea? N-am înțeles. Bun, n-ați fost în comisie. Cei care nu sunt pe listă. Este o solicitare. Este o solicitare adresată Consiliului Județean Maramureș de către Ambasada Spaniei de a participa și a sărbători până la urmă Ziua Națională a României în piața Plaza Mayor în Madrid. Este cea mai importantă piață din Madrid. Este și o sărbătoare locală, inclusiv deschiderea iluminatului de Crăciun, pe care primăria Madridului va face alături de Ambasada României și alături de Consiliul Județean Maramureș. Sunt manifestări care se vor desfășura acolo și care vor promova tradițiile culturale ale județului Maramureș, obiceiurile noastre. Ambasada își asumă cheltuieli legate de organizarea și manifestărilor, scenă, avize, închirieri, sunt cheltuielile pe care ei pot să le suporte. În același timp, noi sigur trebuie să asigurăm transportul pentru artiștii care vor merge acolo, cei ai Ansamblul Național Transilvania și care se promoveze până la urmă județul Maramureș. Este o manifestare pe care sigur că o susțin. Sigur, cred că cu toții ne bucurăm că am primit această onoare până la urmă de a fi într-o zi atât de specială alături de românii din afara țării în centrul Madridului. Dacă doriți o discuție un pic mai tehnică, să ofer câteva explicații, pentru că domnul președinte m-a însărcinat să discut cu reprezentanții Ambasadei României la Madrid, vă pot oferi anumite detalii vis-a-vis de propunerea de program pe care o să o avem acolo și, evident, câteva considerații despre delegația care ar trebui să ne reprezinte. Da, sigur. Manifestările ar trebui să înceapă joi 1 decembrie cu o conferință de presă la care va participa ambasadorul României, reprezentanții Consiliului Județean Maramureș și primăria Madridului. După care, la ora 18, va avea loc inaugurarea acestui eveniment în Plața Mayor din Madrid, așa cum spunea domnul președinte, urmând ca în timp de 3-4 ore, pe acea scenă pe care o să o pună la dispoziție autoritățile madrilene, o să fie 4 module de reprezentații folclorice ale ansamblului folclorii național, cu pauze de câte 10-15 minute între ele, câte o jumătate de oră și pauză de 10-15 minute, timp în care pe un ecran amplasat la scenă vor rula filme de promovare a Maramureșului, filme pe care le vom pune la dispoziție a celor care se vor ocupa de detaliile tehnice, împreună cu colegii de la Biroul de Promovare din Turism. Apoi, în data de 2 decembrie, va avea loc o întâlnire la Ambasada României din Spania, tot așa va fi un program la un program artistic și discuții cu, am solicitat o cooptare în cadrul acestui eveniment a maramureșenilor care sunt plecați în Spania. Deja avem câteva contacte pe care le-am luat cu reprezentanții celor care se ocupă de românii care muncesc în Spania, dar ne aplicăm în special pe cei care sunt maramureșeni. Vom avea discuții cu ei. Sigur, în cadrul acestui eveniment, Ambasada României din Spania ne-a solicitat eventual, ei vor oferi un cocktail și noi să venim cu câteva produse tradiționale pe care să le deguste cei care vor fi invitați, inclusiv oficialitățile Primăriei Madrid, așa cum vă spuneam. Ca și delegație, împreună cu domnul președinte și cu domnul vicepreședinte, ne-am gândit că o echipă formată din 20, maxim 22 de artiști profesioniști de ansamblu, orchestră, doi soliști vocali, fată, băiat, care să transmită și să
evolueze, să aibă o prestație din punct de vedere artistic care să se ridice la nivelul zilei și evenimentului pe care dorim să-l facem, plus 6 perechi de dansatori care să prezinte dansurile tradiționale, la care să se adauge câte un consilier din partea fiecărui grup politic din cadrul Consiliului Județean, plus reprezentanta biroului de relații externe și unul sau doi reprezentanți din conducerea executivă. În principiu, cam aceasta este delegația pe care o propunem. Sigur, urmează să discutăm, nu este nimic concret. De aceea, după ce vom hotărâ dacă se impune deplasarea, vom recurge la acele tratative, dacă vreți. Mulțumesc. Aș vrea să fac o precizare foarte scurtă. Domnul vicepreședinte Dâncuș a fost însărcinat de către mine pentru a ține legătura cu ambasada Madridului și de a pune la punct acest program și nu de legătura cu Ansamblul Național Transilvania, așa cum unii dintre dumneavoastră cred că se pregăteam să intervină. Mulțumesc mult. Am mai ales o soluție. Da. Vreau să filozof. E o mare bucurie, sincer, să aud că ne ducem noi la Ramureșul de Ziua Națională în Spania și în Madrid, în Plaza de Mayor. E aici domnul Teddy Ardelean, care exact acum 10 ani, în 2006, era în Madrid cu cărți duse de Consiliul Județean și unde acolo, alături de Vorvaia, reprezentanța primăriei din Madrid și ambasadoarea, care astăzi e ministru pentru relația cu diaspora, practic, ne-am bucurat de ceea ce era un moment deosebit pentru Marea Mureș. În 2007, la Bruxelles, am făcut acest lucru și la sediul NATO. Deci, avem, să zicem, cu ce să mergem. Important este, într-adevăr, să răspundem afirmativ la acest lucru. Eu cred că suntem la sentimentul colegilor, numai din grupul nostru, a tuturor, că trebuie să facem aceasta. Să nu uităm chiar la bani când e vorba despre așa ceva. Că o mai mare promovare a Marea Mureșului decât în așa ceva nu se poate face. Din partea mea, succes celor care merg acolo. Referitor la această întâlnire, o delegație a Consiliului Județean cu 3 ani a mai fost prezentă în Spania la invitația episcopului ortodox de Spania și Portugalia la o manifestare într-un orășel, sigur, un orășel cam cât Alba Iulia, de vreo 70.000 de locuitori, unde am fost împreună cu domnul Magnescu și cu încă 3-4 colegi. Manifestare foarte reușită. Dar eu am o curiozitate. Familia se va întâlni la Madrid. Mă refer la Doru Dâncuș. Dacă sunteți curios, eu las pe Iuliana cu dumneavoastră. Concluzie. Deci, domnul vicepreședinte, nu face o ofertă de reprezentare. Sunt mulți ori oricum este în stare să facă nimic. Domnul președinte, apropo de produse tradiționale, eu cred că bota de la Comisia de Agricultură trebuie să ia legătura cu producătorii, dar din cei care fac produsele astea, și cred că această întrebare trebuie să fie mai largă decât de un singur consilier. Că, de exemplu, la dansul pe scenă, domnul vicepreședinte, sunt mulți care știu cum juca. Și câțiva de asta nu se rămână acasă. Și știi face și roatele și i-am putea mântă și atenerea de vreme. Deci lucrurile trebuie să luați în tot dimensiunea asta ca aspect al lucrurilor. Doar că unii se află în campanie electorală atunci, domnul Oihnea, și sunt convins că dumneavoastră o să munciți. Mai să limiteze oare. Bun. Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă supun votul dumneavoastră. Domnul președinte, vreau să vă spun precum cocoșatul la concursul de mise. Pe mine să nu contați, am văzut de prea mult. Vă supun votul dumneavoastră, punctul suplimentar numărul 3. Vă rog să votați. Hotărârea 221 s-a dat cu 32 de voturi.